Domnule, un nepriceput? Salut! Cine priceput, băi? Cine, nu, cine nepriceput? Cine priceput? Salut, tinere, cine priceput? Cine... Haideți să recomandăm și acum un film, că îmi place. A început să-mi placă cu tine. Asta e bătrâne. Ne înțelegi? Să vede că înțeleg generația asta nouă, eu bătrânelul. Suntem. Și învăț și eu să fac filme acum, dacă recunosc. Eu sunt untul și tu ești gemul, nu? Da, gem. Se pune gem pe unt? Se pune gem pe unt. Untul pe gem nu s-a pus niciodată, dar gemul pe unt se pune. Mm-hmm. Hai, mai începi. Și cine totul? Pâine? Tot eu încep? Totul. Zi-mi un de la bătrânesc. Nu fii atent, acum zic repede două, ca să fie simplu. Două într-unul? Nu. Dar nu stai 5 ore să zici. Nu, 3 minute. Nici atâta, 30 secunde. Recomand două filme de Tarantino. 3, 2, 1, start. Păi n-am început, băi. Păi da, mă, dar nu, dar acum să încep să le spui repede. Bun, Tarantino. Am două filme. Reservoir Dogs și Pulp Fiction. Sunt cam în aceeași zonă, dar cu alți actori. Tot cu mafioți, tot cu polițiști sub acoperire, cu doi criminali, Pulp Fiction, cu șase pistolari șmecheri care... Au nume de alea de, de culori, da, ți-am povestit, vezi că ți-am povestit înainte. Alb, maro, orange, blond, roz, domnul roz și albastru. În fine, trebuie să-l vedeți, pentru că Tarantino aduce un vibe nou. Mie îmi place foarte mult de fiecare dată când îl văd. De fiecare dată când le văd, mă uit la ele, dar într-o zi așa m-a apucat să mă le iau pe toate alu Tarantino la rând. Deci eu zic să începeți cu Reservoir Dogs, care a fost făcut în 92 și îl găsiți pe Prime Video, pe Amazon, și ăla din 94, care pac, imediat l-a făcut, ai văzut? S-a mișcat rapid, care e pe Netflix. Deci merită văzute, eu le recomand ca un cinefil bătrân în etate și în special pentru generația tânărului nostru nepoțel, Znic. Bagă, ai văzut că am terminat într-un minut. Bă, ai terminat repede, dar le recomand și din prisma mea asta, adică da. Gândește-te că ești tânăr. Mă gândesc acum că sunt, stați un pic. Cine, băi, bătrânule, băi, sigur că-mi plac și mie, băi. Ai văzut? Zi. Acum recomandă ca un bătrân, ce recomandă să un tânăr? Aoleu. Dragi oameni. Bun. Ai auzit de The Last of Us? Da, pe HBO Max. Da. Trebuie să o luăm altfel. Tu ești pe HBO Max? Mă uit și pe... Te-ai mai uitat? Ok, sigur știi de The Last of Us. Este, are sute de milioane de spectatori. Sigur ai auzit de el. Da. Bun. Ce se întâmplă? Toată scena asta se întâmplă așa într-o perioadă post-apocaliptică, post-pandemică, da? Două personaje principale. Așa, fata. Și Joel. Așa. Băiatul, doamna, da. Pop. Ăsta e așa, mai tâlhar, mai știi, mai bagabond. Care-i treaba? Ăsta încearcă să o salveze pe fetița asta. De ce? Pentru că ăsta s-ar putea să aibă cheia care să oprească tot scenariul ăsta nebune de se întâmplă în SUA. În Statele Unite ale Americii. Statele Unite ale Americii. Eu zic mai repede că n-avem timp, dar vă cât ții să mă contrazici. Mă rog. De ce recomand? Așa, de ce recomand? Că te ține... Poftim? Te ține prin sustanț? Bă, da. Cel puțin pentru generația mea mi se pare că este top. Păi să vezi că și pe generația mea de cetățeni marcanți i-a prins. Bă, tu-l pornești și adormi la el, mă. Bine, bă, uite așa, te uite ce pe Eli și fugi cu Joel.